Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezentăm din genialitatea marilor scriitori, mai exact, actualitatea lui Nea Iancu Caragiale, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. De ce Eminescu, de ce Goga, de ce Caragiale? În vremuri tulburii ca cele din zilele noastre, se spune că avem nevoie de genialitatea maestrului Caragiale ca să ne mai descrețim frunțile. Și asta fiindcă este incredibil că, după atât de mult timp, multe lucruri au rămas neschimbate în societatea noastră, mai ales în politica noastră. De fapt, nu a noastră, ci a celora pe care, în echipzuința noastră, i-am trimis să ne guverneze. Deci, vina nu este neapărat a acestor cațavenci, Pristandale și Trahanache, ci a noastră atunci când nu gândim când votăm. Se pare că încă mai avem foarte mult de învățat de la marii noștri gânditori, precum Caragiale, dar și Eminescu sau Octavian Goga. De la ultimul să ne reamintim doar două versuri celebre, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Astăzi avem parte cu toții de un Caragiale revitalizat și de un absurd ionescian și care a devenit logica cotidiană. Din păcate, un spectacol degradant în care, în comparație cu potentații zilei, eroii lui Caragiale devin inteligenți și chiar cum se cade. Și în cele ce urmează vă vom prezenta actualitatea multor replici culese din opera lui Ion Luca Caragiale. Proștii mor, dar prostia rămâne. Cum să nu fie adevărat atâta timp cât de peste 30 de ani, guvernanții s-au tot schimbat, dar situația țării este din ce în ce mai gravă, iar la aleșii noștri, prostia și hoția au devenit exact cum spunea Nenea Iancu. În România, lingușirea și hoția sunt virtuți. Și cum să nu fie adevărat atunci când vezi mai toată ziua prin mass media cum aleși, condamnați pentru corupție, ne dau lecții de morală și economie, precum Dal de Adrian Năstase, Liviu Dragnea sau Adrian Severin. Și, nota bene, cum Comisia Juridică din Parlament este condusă de o avocată cunoscută pentru relațiile neprincipiale cu mari interlopi ai țării. Până și Nenea Iancu și-a dat seama de inutilitatea încercărilor de a schimba comportamentul politicienilor. Zile, oameni, și dă-le pace, scria Ile Caragiale. Și tot el constata, calitățile și defectele omenești sunt pretutindeni aceleași, oamenii sunt peste tot oameni. Limba, costume, obiceiuri, apucături intelectuale și morale, religiuni, precum și toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut, îi pot arăta ca și cum s-ar deosebi mult cei dintr-un loc cu cei dintr-altul. Ei însă, în fundul lor, pretutindeni și totdeauna sunt aceiași. Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Avem de-a face cu o celebră replică dintr-o scrisoare pierdută rostită de politicianul local Farfuridi. Ne ducem, dar gândește-te, stimabile, că suntem membri aceluiași partid. Ne ducem, dar gândește-te, stimabile, că suntem membri aceluiași partid. Cum ziceam adineori amicului Brânzovenescu, trădare să fie dacă o ceri interesele partidului, dar s-o știm și noi. De aceea eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravu și Ștefan cel Mare, iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Salutare, salutare, stimabile! Nu vi se pare că ilustrul Farfuridi este personificarea identică a aleșilor Zamfir, Cristescu, Șoșoacă, Roman, Severin și altor încă câteva sute de traseiști politici din 1989 încoace? Și din păcate avem zeci de aleși ai neamului care au schimbat partidele ca pe cămăși de cel puțin 4-5 ori, după cum le-a dictat propriul interes financiar. De la Cațavencu la Ciolacu. Nea Cațavencu spunea că industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Parcă l-auzim pe Marcel Ciolacu, actualul premier al României, vorbind despre economia țării. Sau pe fostul ministru al agriculturii Nea Petrică Daia, care afirma cu nonșalanță că produsele noastre agricole sunt la fel ca cele europene, dar sunt complet diferite. Și ca să-și justifice afirmațiile hazardate despre economia românească, noul Cațavencu de Dâmbovița, în persoana lui Marcel Ciolacu, susține că este timpul ca România să treacă de la fapte la vorbe.
și, deși România trece printr-o veritabilă criză economică, cu o inflație galopantă și un nivel de trai din ce în ce mai scăzut, domnul Ciolacu și politicienii săi din guvern afirmă că România are cea mai mare dezvoltare economică din Europa. Păi, măicața vencilor, dacă este așa cum susțineți, de ce nu se vede acest lucru și în buzunarele noastre, aud? Iar nenea Iancu l-ar pune pe Ciolacu în locul lui Cațavencu ca să rostească următoarea replică. Fraților, după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Ce eram acum câtva timp înainte de Crimea? Am luptat și am progresat. Ieri obscuritate, azi lumină. Ieri bigotismul, azi liberpansismul. Ieri întristarea, azi veselia. Iată avantajele progresului. Iată binefacerile unui sistem constituțional. Curat constituțional, Coane Marcele. Legi cu fără de legi. Astăzi, dacă ar exista, conul Trahanache s-ar adresa parlamentarilor puterii în felul următor. Ești tare estimabile la machiaverlăcuri. Și s-ar referi la acei aleși care fac, la presiunea poporului sau a Uniunii Europene, legi în care însă strecoară machiavelic câteva clinciuri anticonstituționale, ca astfel să dea motiv curții constituționale să le respingă și să le desființeze, ca după aceea să iasă politicienii pe micul ecran și să rostească cu lacrimi de crocodil: noi am vrut, dar nu ne lasă CCR. Adică exact cum s-a întâmplat cu legile privind pensiile speciale, ale cumulului de salariu cu pensia sau legea pensionărilor anticipate. Și așa, aleșii încearcă și reușesc, din păcate, să păcălească votanții. Numai pe cei de la Bruxelles nu-i pot păcăli și, drept urmare, României îi se întrerupe robinetul cu miliardele de euro din PNRR. Dar aleșilor nu le pasă de pierdere, nu-i din buzunarul lor. Și oricum ar face totul ca să-și păstreze integral privilegiile nesimțite. Și replica le-o dă Leonida, cel din conul Leonida față cu reacțiunea: bravo-s, națiune, halal să-ți fie, să trăiască Republica. N-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Cam așa se justifică și penalii din Parlament atunci când sunt anchetați de DNA pentru corupție și abuz în serviciu. Mai ales când, profitând de funcția lor, își favorizează rudele, amicii și amantele. Și iarăși revenim la ministrul Daia, care și-a căptușit propriul minister cu 11 rude. Și toate pe fotolii bine remunerate. Dar nea Petrică nu este singurul, ci cam toți aleșii se folosesc de puterea lor pentru sprijinirea familiei. Exact cum ar spune și ziaristul independent Rică Venturiano: familia e patria cea mică, așa cum patria e familia cea mare. Familia este baza societății. Aveți puțin tică răbdare. Așa răspunde guvernul și Parlamentul României cerințelor de reforme indicate de Uniunea Europeană. Și așa trec anii, România depășește orice termen de implementare a legislației europene, deși țara noastră este obligată odată cu aderarea la UE. Și îi amânăm mereu pe bruxelezi spre disperarea acestora. Și există și un scop parșiv. Îi mințim și îi amânăm, sperând că europenii vor uita de noi și de legile ce ar fi trebuit să fie implementate. Numai că cei de la Bruxelles nu uită și ne taxează mereu. Și de plătit, plătim noi, românii simpli, și nu găunoșii aleși. Și revenim la bravo-s, națiune, halal să-ți fie. Mersul și dormitul în Parlament. Deputații și senatorii noștri, pentru a-și justifica grasele retribuții, sunt nevoiți să mai meargă și pe la Parlament. Dar acolo, în loc să facă legi bune pentru popor, fie stau la taclale, fie își pierd timpul la restaurant, fie chiar dorm direct în plen. Sau, cum ar zice Farfuridi, eu n-am înfățișare, la 12 trecute fix mă duc la tribunal. Cam așa fac și ai noștri parlamentari, fac doar act de prezență. Este drept, uneori mai și muncesc, atunci când noaptea ca hoții pun la cale mârșăvii care să le aducă foloase, precum legile justiției făcute ca să scape ei de pușcărie, sau atunci când își votează măririi de salarii și pensii nesimțite, sau când dau legi cu dedicații, vezi afacerea BMW, traseul de autostrăzi, legi de achiziții și proiecte de construcții cu caiete de sarcini dirijate spre amici politici,
sau spre membrii propriilor familii, cât despre legile necesare reformării țării, la unison, parlamentarii se conduc după binecunoscutul și omniprezentul, în actualitate, Farfuridi, ori să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic, ori să nu se revizuiască, dar atunci să se schimbe pe aici pe colo. Sau, cum ar spune același personaj caragielesc, o societate fără principuri va să zică că nu le are. Poporul turmentat. Avem tendința ca, pentru toate relele, să dăm vina numai pe clasa politică și nu este prea departe de adevăr. Dar oare așa să fie în totalitate? Nu avem și noi, cei care îi votăm, o parte din culpă? Problema este cu totul alta, nu neapărat aleșii sau votanții. Grav este că un simplu cetățean, atunci când merge la vot, nu prea are ce să aleagă. Dacă în Duminica Orbului din 1990 aveam scuza că alții buni nu erau, abia ieșisem din comunism, deși și atunci aveam pe un Rațiu și un Câmpeanu, dar l-am votat angro pe tovarășul Ion Ilic Iliescu, după 1996 clasa politică s-a degradat foarte mult și a propus poporului numai lepădături cu mici excepții de rigoare, numai agramați cu școala și doctoratele făcute la Cucuieștii din Deal și la Xerox, puși doar pe jefuit bugetul și promovând cu tupeu parandărătul. Așa că cetățeanul merge la urne, se uită pe listele electorale și, total buimăcit și depășit, se întreabă: eu pentru cine votez? Dar vorba e, eu alegător, hâc, eu aproprietar, eu pentru cine votez? Și uite așa, cu o clasă politică de rahat, cu votanți turmentați, de ce naiba ne mai mirăm că o ducem așa de prost? Hai și noi pe la revoluție. Dacă în perioada următoare revoluției din decembrie 89 mai exista un spirit civic de revoltă, să ne aducem aminte de Piața Universității, cu timpul curajul românilor s-a estompat și fiindcă nu prea mai sunt proteste serioase, clasa politică își face de cap. Astăzi oamenii mai ies la proteste sau mitinguri doar dacă primesc un pachet de mâncare și cei 50 de lei obligatorii. Astfel am văzut mitinguri unde așa zi și protestatari, în loc să strige oful, dansau pinguinul, sau mitingiști care după o oră de bârfe în soare își continuau protestul la bodegă, iar liderii sindicali își bifau manifestarea, după care mergeau și ei la o friptură, dar nu la bodegă cu protestatarii, ci la un salon de lux unde se întâlneau amical cu cei pe care trebuiau, of course, să-i înjure. Și asta fiindcă tot de la Caragiale știm că trădare să fie, dar s-o știm și noi. Cât de actual este astăzi Caragiale? În ce constă actualitatea sa nu este greu de observat. Pe scurt, viața politică și morală românească pare a se inspira după 89, ca și în alte momente istorice, din opera lui Caragiale. Alexandru Paleologu a mers până la a susține că democrația parlamentară, în genere, păstrează ceva din spiritul caragialian. Atitudinile și limbajul clasei politice actuale seamănă izbitor cu cele din momente, ori din piesele de teatru, care descriau tot o tranziție politică, de la Cuza la Carol I, Cațavencu, jupând Dumitrache, Trahanache, Tipătescu, cetățeanul turmentat, Dandanache, Didina, Nae, lanțul slăbiciunilor, triumful talentului, domnul Goe și atâția alții, nu mai sunt personaje ori situații literare. Societatea noastră este plină de ele. Eroii lui Caragiale se află printre noi. Uitați-vă în jur, deschideți televizorul, răsfoiți presa, ciuliți urechile și îi veți recunoaște. În plus, ar mai trebui adăugat că actualitatea temelor, preocupărilor, limbajului din opera lui Caragiale a fost dublată în deceniile din urmă de numeroase tentative de actualizare a scriitorului. Actualizarea nu constă în încercarea de a-l păstra în actualitate. Ea de altfel nu privește sentimentul comun al românilor că satira caragialiană continuă a avea obiect în pofida enormelor schimbării din societate. Un studiu al lui Alexandru Călinescu de acum câteva decenii demonstra cum pot fi citite schițele lui Caragiale în cheie modernă.
altul la lui Mircea Iorgulescu, identifica Marea Trâncăneală din Caragiale cu zgomotul ideologiei și retoricii postcomuniste. Regizorii pun astăzi în scenă piesele lui Caragiale ca și cum ele ar fi fost scrise recent, cu întâmplări petrecute ieri. Lumea lui Caragiale surprinde chiar de la început prin ceea ce am numit astăzi puterea presei. De exemplu, într-o scrisoare pierdută, prefectul și partidul de guvernământ se dau de ceasul morții ca să împiedice publicarea scrisorii compromițătoare. La rândul, Zoe e în stare de orice pentru ca documentul să nu apară în presă. Îl cheamă pe Cațavencu, îl roagă, îi promite că îi va sprijini candidatura. În ciuda bunei păreri pe care o au jurnaliștii noștri despre ei înșiși, presa de azi nu are puterea presei din lumea Caragiale. Deși mijloacele sunt aceleași, publicarea dosarului pentru a te scoate din jocul politic. Dar cum mass media nu mai produce bani, ziariștii sunt la mâna pomenilor date de politicieni. Deci nu vor scrie de rău. Din acest punct de vedere, presa de pe timpuri era net superioară celei de astăzi. Păi putem oare compara retorica și incisivitatea lui Eminescu cu cea lui Cârstoiu, Nistorescu sau Turturică? Sau ditirambele lui Stelian Popescu cu cele ale tizului său CTP? Dar să revenim la actualitatea lui Caragiale. Din multe privințe, lumea lui Caragiale se apropie de lumea noastră de astăzi. Ce face Trahanache pentru a contracara publicarea documentului compromițător despre Zoe? Anunță că la rândul a descoperit un document compromițător despre Cațavencu. Deci, șantaj la șantaj. Căutând o paralelă între trecut și prezent, vom regăsi gestul lui Trahanache în întreaga presă de azi. Pentru scoaterea din joc a unui adversar, se apelează la publicarea unui document compromițător. Opera caragialiană este și are să rămână actuală nu doar prin funcția referențială directă, prin virtutea de a semnala fascinant defecte inerente eternului omenesc, ci și prin ceea ce relevă inaparent, chiar involuntar poate. Chiar involuntar poate. Să am pardon de impresie. În loc de concluzie personală, îl lăsăm pe Cațavencu să ne dea un ultim avertisment. Măcar de l-ar înțelege și poporul turmentat. Pardon, poporul votant. Un popor care nu merge înainte, stă pe loc, ba chiar dă înapoi. Prieteni, îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material și vouă pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, numai bine vă dorim, pe curând!